Bună seara tuturor, ne revedem la Giurgiu înainte de toate, într-o seară în care se poate spune că fotbalul este înainte de toate. O emisiune cu titlul Astra și Europa League, pentru că echipa noastră favorită, echipa giurgiuvenilor, Astra, este deja în Olanda și la ora 21 va începe marea confruntare cu AZ Alkmaar, echipa pe care am învins-o cu 3-2 joia trecută la Giurgiu, după ce în primele 13 minute ne-au dat două goluri. Am revenit, am bătut cu 3-2, avem șanse destul de bune să ne calificăm în grupele Europa League. Dacă va fi așa, vom vedea fotbal frumos până la primăvară, dacă nu, rămânem cu fruntea sus, cum spunea antrenorul Șumudică, alături de echipa noastră atât de bine plasată la ora actuală, Astra Giurgiu, echipa momentului, Astra Giurgiu pe locul 1 în campionat, Astra Giurgiu, echipa noastră favorită. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei favoriți, domnul Narcis Coman, un personaj care nu mai are nevoie de nicio prezentare în Giurgiu și în România. Bună seara! Mă bucur că ați venit de la stadionul Dunărea pe fuga să fiți aici la TV Giurgiu, în zona liberă. Da, a fost și la echipa care îmi reprezintă orașul într-o ligă la Dunărea, echipa dumneavoastră care vă trezește așa amintiri frumoase. Virgil Mocanu, coleg ziarist cu mine, un foarte bun ziarist sportiv, Virgil Mocanu. Bine te-am regăsit, să trăiești. Te salut, sunt sigur că vom discuta frumos despre și multe despre sport cu tine întotdeauna, despre teatru, sport și cinematografie. Nu avem ore să discutăm. Petrica Radu, lider al Ligii Suporterilor Astra Giurgiu. Te salut, Petrica. Bună seara, mulțumim de invitație. Trebuie să spunem giurgiuvenilor că așa un mic nucleu din fanii giurgiuveni, organizați în Liga Suporterilor Astra Giurgiu, sunt deja pe stadionul Alkmaar din Olanda și suntem noi, așteptăm până la ora 8 așa, să intre în direct cu noi. Curioși, e nevoie mare să ne spună care e atmosfera de acolo și noutăți, dacă se poate. Mulțumesc colegilor din regie, deja ne-au pus mingea acolo, domnul Coma, nu e la 11 metri să vă pregătiți să apărați, da? Da. E pe gazon. Da, 11 metri nu se apără. Trebuie să ai noroc, nu? Da, să trage prost. Ne trebuie noroc în seara asta, domnul Coman, facem un rezultat bun în Olanda? Avem nevoie și de noroc, că fotbalul fără noroc vorbesc dumneavoastră, există. Când am făcut noi emisiunea aici, am în platou și cu dumneavoastră alături, înaintea meciului cu West Ham United, nu? De acasă, da. De acasă. Pe retur. Ne-ați portat noroc atunci, da? Vorbeați dumneavoastră despre noroc în fotbal și spuneați că aveați noroc că dacă intra mingea în bară, să chemă că... Păi, aia aparține nenorocul meu, nu? Și al echipei totodată. Sigur că da, sigur. Și nenorocul celui care a tras în bară, vă dați seama ce înseamnă. Și eu îi mulțumesc pentru nenorocul ăla. Dar oricum, noi avem nevoie de mult noroc aici, astă seară. Și să sperăm că vom avea. Depinde de Astra cum se va apăra, în primul rând. Dar nu trebuie să se apere, trebuie să iasă la atac. Așa. Am pregătit câteva statistici despre Astra. O echipă șocantă la capitolul statistici, pentru că suntem echipa din campionatul românesc cu cel mai bun atac și cu cea mai proastă apărare. Dacă vă puteți da seama, 5 victorii, 2 egaluri și o înfrângere, dar în același timp 18 goluri marcate și 13 goluri primite. Uitându-ne așa puțin pe statistici, acasă, într-adevăr, am jucat în campionat 5 meciuri și în deplasare 3. Acasă am înscris de 11 ori, dar am primit 10 goluri acasă. Iar în deplasare 7-3 cu avereajul. Da. A fost accidentul acela cu ASA Târgu Mureș. Cu 5-1, care a rămas tot surprins. A avut... O zi neagră, foarte neagră a avut. Era debutul campionatului, practic. Au intrat așa, neîncălziți, fără chef. S-a început prost, cu ce zic, pentru că a fost și 2-2 cu Chiajna, iar destul de ignit. Da. Au venit cei din Târgu Mureș, Nu. A fost un meci în care ei au dat de 5 ori la poartă și au dat 5 goluri, cine își amintește. Deci există meciuri în care lor le intră toți și ție nu-ți intră nimic. Așa e. Meciul Narcis, cum ar ști mai bine. S-a început prost. Primele două etape, un singur punct acasă, asta înseamnă minus 5 la adevăr. Dar ulterior, următoarea 6 etape să câștigă 5 meciuri. Plus că nu se pierde la Londra. Se câștigă aici cu West Ham după ce aia deschid scorul. Se câștigă aici cu Alkmaar după ce e 2-0 minutul 12. Ne zgâream pe ochi cu toți, nu venea să știu. Și încă puteam să mai dăm. Dar e de departe cea mai spectaculoasă echipă, este de departe cea mai tehnică echipă.
În primul rând că aia trei din față sunt deosebiți și cred că Iordănescu ar trebui să înțeleagă și să terminăm să cu prejudecata asta tâmpită, știi? Nu suferi, nu muncești, nu ești chemat, știi? Nu alergi, da? Ali Bec, Budescu și Bamorim ar fi trebuit să-i dăm cetățenilul ăsta, dar nu știu de ce, că e din 2010 în jur. Așa la Dunăre. Ăsta la Giurgiu. Ăsta trebuie să... La Dunăre. Așa la Dunăre. Ăștia n-or să moară niciodată pe teren. Messi aleargă 8 km, Gelule, să știi. Nici mai puturos fotbalist din Europa. Lionel Messi, care este evident cel mai mare fotbalist din Europa. Deci nu mă interesează, bă, să alergi că tractorul, știi? Dacă tu îmi dai câte goluri a dat Budescu, are 8. Am început, și 6 am început pasuri, cumva știu. Invers acum, da, cu convocarea la Național. Ne-am încălzit, sunt între un fotbalist și un liderul. Să rog colegii să pună materialul video numărul care era până la urmă cu Mircea Meionescu, da? Parcursul ăsta este Europa League și discutăm și despre Național. Ca și joc. O echipă nouă în raza europeană, cum este Astra Giurgiu, și a început traseul, a ajuns la Borna 23, dacă țin eu bine minte. Meciul din Olanda va fi a 23-a întâlnire în a 24-a întâlnire în contextul european al formației giurgiuvene. Ea și-a început în 2012-2013 drumul spre o recunoaștere europeană a meritelor ei. La ora actuală eu zic că este unul dintre timurile de luat în seamă în Europa și a început acest drum cu un 1-0 la Domașle, dacă țin bine minte, urmat din nou cu o victorie în insula Afroditei la Nicosia, 2-0 cu Omonia Nicosia. Sigur au urmat și alte înfrângeri, dar eu aș spune că asta a avut până astăzi, până mâine seară când va juca în Olanda, a avut 11 meciuri în deplasare, a câștigat 5, să nu uităm, un egal luna trecută la Londra cu West Ham și 5 eșecuri. Golaverajul Astrei e de relevat pentru că a marcat în cele 11 deplasări 20 de goluri și a primit 23. Sigur, bilanțul negativ se datorează unei eclipse absolut inexplicabile pentru mine la ora actuală. Finalul stagiunii europene de anul trecut pentru formația giurgiuveană, prin acele trase la Xerox rezultate, 1-5 la Zagreb și la Salzburg. Dar să uităm de ele, pentru că au fost mai multe lumini, zic eu, decât umbre. Au fost victoriile dincolo de cele două amintite, Domajle și Nicosia. A câștigat la Trencin asta cu 3-1, a câștigat la Liberec cu 3-2, a câștigat superb 2-1, acel 2-1 la Lyon, lucruri care puțin s-ar putea mândri cu un asemenea palmares. Sigur, întrebarea care vine e automat, ce face Astra cu AZ Alkmaar? Da, Mircea Meionescu, îi mulțumim, un foarte amabil, un mare cronicar sportiv, topă de fotbal. L-am luat așa, apă nepregătite și vreau să vă spun că nu și pregătit, dacă l-am apă nepregătite, omul nu se pregătise categoric. Ne-a vorbit așa din amintiri. Bun, Astra Giurgiu în calificările pentru grupa Europa League, așadar este vorba despre câte un egal și o victorie cu Inverness, apoi o altă victorie cu AZ Alkmaar. Haideți să discutăm puțin, aș vrea să discutăm despre faptul că s-a spus la un moment dat că West Ham a venit la Giurgiu fără chef de fotbal, fără chef să se califice și așa mai departe. Chiar așa se joacă fotbalul la nivelul ăsta? Ce ziceți, domnule? Cine a spus asta? Cine a spus asta? S-a comentat la un moment dat că a venit la Giurgiu cu rezervele, tăti, cu rezervele, da? Discutam și noi, chiar înaintea emisiunii, spuneam, și dumneavoastră spuneați că ăia tinerii o să alerge să rupă pământul ca să prindă echipa. Și într-adevăr n-au alergat, dar au fost noi mai buni. Păi în 13 minute ne-au dat două goluri, au alergat rău. Știți ce declara antrenorul lor la după conferința de presă?
nu prea mai avea cuvinte. Eu totuși cred că după maca pe care a făcut-o venise să se califice. Bilici. Bilici, da. De croat vorbește. Da. La antrenorul lui West Ham. West Ham. West Ham, da. Și eu știu că era galben. Da. Mie nu mi s-a părut că ăla a venit să bifeze o excursie, hai mă, până la Giurgiu, undeva lângă Dunăre, echipa din Londra. Nu ce echipă englezească vine să pierdă? Da, echipă britanică, în general. Da, m-a spus că veniseră să califice, dar se vor concentra în continuare pe campionatul inter. Bucul meu e că ei imediat au început campionatul Anglii și au câștigat 2-0 pe Emirates cu Arsenal, Dumnezeule. După ce au pierdut la Giurgiu. Deci cu atât mai mare victoria. Câți titulari, adevărul e că nici noi nu cunoșteam foarte bine care erau titulari, care nu erau, că păreau cam aceiași. Aveai cu capitanul lor ăla. Mă rog. Care de când a venit Bilici nu mai prinde performanța. Echipă, da. Bine că și anul trecut, să știi, inițial s-a spus că omul Olympic Lyon a tratat așa cam superficial, nu știu, și iarăși am scos și pe aia. Da. Echipa care acum joacă în Liga Campionilor. Mi-amintesc foarte bine, se țineau conferințele de presă în capătul celălalt al stadionului, lângă sala de sport. Veniseră cronicarii sportivi din Lyon, șmecher, ce să mai spun. Giurgiu, un oraș mic, dar aveam găsit pe la Dunăre ceva să mâncăm pe acolo, vai de mama lor. Și când i-am bătut, n-au mai scos o vorbă. Deci n-au mai scos o vorbă, efectiv. Nu, Astra se regăsește pentru al doilea an consecutiv într-o situație excepțională, după părerea mea, mult decât primul. Să joci 2 ani la rând în grupele europene. Și să joci pe echipe cu nume. Echipe mari, da. Toate au nume. Față de Steaua, care a jucat cu tot soiul de bizari și n-am mai și făcut de râs. Dar știu că ne revanșăm în seara asta. Da, ne revanșăm. Păi dacă a zis Gigi că poate cu 6-0, ne revanșăm. Hai, patru, treacă de la aia. Bun. 3-2 cu Oase Alkmaar, deci un meci, ce să vă mai spun, 3-2 cu Oase Alkmaar, după care un meci, vreau să discutăm și despre 4-1 cu CSMS și dacă au făcut bine giurgiuvenii, că au arătat tot ce puteau, dar mi s-a părut absolut superb meciul ăsta. Păi toate gururile au fost frumoase, toate de generic. Da. Păi știi ce s-a întâmplat? S-a împământenit pe judecata asta. Dom'le, hai să-i lăsăm să-i odihnim. Ce să odihnești, mă? Să duc la sapă. Iată o strategie deosebită a lui Șumudica. Nu s-a jucat cu titularii tot timpul. Deci Șumudica declara că s-a certat cu Balibec, ăsta e mai vehement, de altfel l-a văzut că își ridică nădrage și strigă pe stadion toată ziua pe acolo. La adversari în tribună, da? Am vrut să-i protejeze pe Budescu și pe Alibec și au venit amândoi și a zis, noi vrem să jucăm, ce faci? Alibec i-a zis, faci mișto de mine? Lumea bună așa joacă din 72-72 de ore și nu mai faci 1000 de antrenamente. Te antrenezi jucând, știi? Ideea e să te menții, să-și prezerve. Dar vreți să vă spun și altceva? Și mă rog, să nu rămână austrați prin vreo cramă, prin vreo cârciumă, asta e problema, știi? Narcis mai știe și dă niște gagi și dă niște aiureri, că asta a rupt pe genunchi până la urmă. Nu neapărat că ai făcut 5 antrenamente. Dar poți să scoate și din formă pe jucător. Da. Fiind liber. Da. O să vedeți Te poate da pe materialul difuzăm. Acum vorbește Șumudică despre Balibec, despre care jurnaliștii spun că fumează 6 pachete de țigări pe zi. Bine, asta nu cred. Dar vreo 2 cred că le fumează, să știi. Le fumează, dar Șumudică la un moment dat își spune părerea despre chestia asta. Nu pune materialul acum, puțin mai târziu. Haideți să discutăm puțin despre acel incredibil 3-2 cu AZ Alkmaar. Declara, după conferința de presă, antrenorul lor, întreba de un jurnalist pe la Pro TV, nu mai contează de unde, cum v-ați luat 3 goluri, știi? Și a spus, ne-a surprins tactica echipei adverse categoric. Și ce o să face? Și a spus, nu ne interesează tactica neapărat echipei adverse, ne interesează ce să facem noi, echipa noastră, să nu se mai întâmple chestia asta. Adică să prevedem goluri din lovituri fixe. A fost într-adevăr, Șumudică a declarat că au fost goluri lucrate. Unele dintre ele la vedere, exersate până alte partide, s-a mai dat gol cu Concordia. Primele două, evident că sunt lucrate, adică s-a văzut. La golul 2 cel puțin e o bijuterie. Știi, deci pasă pentru unul de atacanți ăsta cu dreapta dincolo și dintr-una e nache deci, către, nici nu știu cine vine, Alibec sau Budescu, cine vine la Și aia e lucrat. Și Udica a spus că s-a lucrat la pasă asta și s-a simțit, la faza aceea, s-a simțit fericit. Într-adevăr, s-a văzut că faza aia a fost lucrată, dar pot să spun că a fost și noroc. Bineînțeles, șansa cred că trebuie la fiecare gol. Multe faze. Uite, asta e faza. Asta e foarte frumos. Așa?
Uite, e lăsat liber aici. Mamă, și câți erau. Vezi cum a lovit-o? Da, erau trei atacanți în poziția Enache, aia, ca cum a lovit. Da, Enache cum a lovit-o, cât de prost a lovit-o aici. S-a lovit-o în partea asta. Ia uitați-vă, mai dă-vă dată. Să vezi. Nu mai putem da, să ieși bine. Da, îți trebuie și noroc, pentru că au fost multe pase și poți să ratezi la un moment dat. Unde nu e noroc, e loviturile alea libere care le bate. Uitați al gol aici. Și Alibec și ăsta. Toate mi-au plăcut. Budescu și Alibec, da. Deci Budescu rămâne totdeauna. Poate să spună Petrică mai bine că el stă după conferință de presă. Avem voie să urmărim antrenamentul în sfert de oră, ei fiind din galerie și apropiația ai clubului, cred că stați, vă lasă mai mult. Sigur. Budescu nu și încheie antrenamentul cu ceilalți, mai stă să mai dea 10-15 lovituri. Cel puțin un sfert de oră, el mai asta face. Da. În diverse poziții pe stadion, exersează lovituri. Au și un joc al lor la linia de fund a terenului, care oprește mingea pe linia de 16. Și din toți, Budescu dă în minge și mingea se oprește pe linia de 16. Nu știu cum reușește. Ei, l-alți dau mai la 5 cm. Până în linia de 16. Asta e antrenament. Da. Ei, el... Ce? Le fa, ce face? Am mai spus în emisiunea trecută că l-am văzut pe Budescu odată. Intrase cineva de la, din, de la administrativ, pe teren. Un nene cu o șubă, așa, știi? Și îl striga cineva și Budescu zice, lăsați la mine. I-a tras un șudar 50 de metri, i-a zbinarea lor. La atenționat să plece. Mie e genul de fotbalist de modă veche când fotbaliști erau fotbaliști. Adică nu exista fotbalist să fie rudimentar. Fundașul sau mijlocașul la închidere se juca cu ea, o punea pe ceafă. Erau fotbaliști, mă. Acum sunt toți unii de frizeri, știi? Și normal că genul ăsta de meseria și îți sare în ochi. Da, și nu mai te uiți că mie nițel mai grăsunel, că mai mănâncă și fociște sarmale pe 25 decembrie și că nu are... E sculă, mă, e fotbaliști. Mi-aduc aminte pe timpul meu la încălzire. Nu se începea ce poște atunci, trecini sau... Da. Mingea, hai, ține-o pe picior, ia și jonglează să nu cadă, plimbă-te pe acolo, treci printre jaloane, treci printre... Era și perioada când avea, făceați juniora cu... Învețe să o lovească cu lumea și la... Când eram mari, la echipa de seniori. Deci era o plăcere să te lasă să te joci cu ea. Asta e și la Budescu. Lui Budescu îi place... Minge. Cum să spun eu? Îi place mingea ca un copilul care l-are acum, să nu zic altceva. Da. Să-l ține în brațe. Așa îi place lui Budescu mingea să o țină. Bun, 4-1 cu CSM, cu studenții din Iași, ca să zic așa. Da, numai studenți, numai așa le-a rămas numele. Chiar mă întrebam ce mai înseamnă CSMS, Clubul Sportiv Municipal, m-am uitat pe studențesc. Da, da. Studențesc. 4-1, deci un meci absolut superb, cu goluri nemaipomenite. Da, și repede, cred că am făcut după o oră era 4-0. Am făcut bine că am jucat atât de la vedere, să ne vadă adversarii cum jucăm. E bine, e rău asta? E foarte bine, fiecare, băi, îți și adversarul frică. Și Mădică spunea că a urmărit meciul lui Iaze cu... Acum în weekend. Vilem 2, da? 0-0 acasă. 0-0, da. Și a fost foarte supărat că n-au bătut ăștia de la Iaze. Ce se însemne asta? Teoretic, dacă ar fi bătut, li s-ar fi urcat la cap? Veneau mai relaxați, dar nu. Ăștia au început prost campionat. Avem un telefon, s-ar putea să fim sunați chiar din Olanda. Bună seara, ne auzim? Da, bună seara, m-auzim? Bună seara, Alin Dupir, membru al Ligii Suporterilor Astra Giurgiu din Olanda. A plecat acolo cu familia să susțină Astra Giurgiu. Tu m-auzi, Alin? Da, vă aud foarte bine, dumneavoastră m-a auzit? Foarte bine, ne înțelegem deja foarte bine. Te rog să-mi spui cum e, știu că te-am sunat în urmă cu 20 de minute înainte să începe misiunea, intraseră pe stadion, care e atmosfera acolo? Da, atmosfera, se pare că până la ora asta stadionul este gol, nu ne așteptam la o primire cu un stadion plin, probabil ora este prea devreme și... Suporterii ajung mai târziu, dar se pare că în peluza lor se pregătește o coreografie. Sunt câțiva oameni care mișcă anumite steaguri, tricouri și încearcă să facă o coreografie, bănuiesc. Se pregătesc, da, se pregătesc. Da. Noi, când am venit, am ajuns în Alkmaar, era o ploaie torențială. Am pus și un filmuleț pe Facebook, dar acum s-a liniștit. Am înțeles că aseară au mâncat la lumânare fotbaliștii. Se mai întâmplă. Dacă se întâmpla la noi, râdea toată Europa de noi. Te ascult, Alin, continuă. Nu, am înțeles.
Făceam o glumă aici, că dacă se întâmpla chestia asta cu pana de curent la noi în România, ar râdea toată Europa de noi, la ei. Da, 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 da. Totul este ok, timpul s-a liniștit, nu mai e cum a fost. Acum așteptăm meciul. Am vorbit cu băieții, am fost aici la hotel. Toți au fost încântați că ne au alături. Acum am vorbit printre, pe la conducere, printre jucători, printre oameni. Am schimbat vorbe cu oameni din suporteri ai echipei azi de Alkmaar. Toți își doresc victoria. Noi le-am dorit victoria, dar cu un scor cu 4-3. Ei au râs. Ce au zis ei? Sperăm să așa să întâmple sau un egal pentru noi este minunat. Jucătorii sunt foarte bine dispuși și cred în această calificare și sperăm să o petrecem împreună. Uite, colegul tău, Petrică Radu, prezent aici în platou televiziunii Giurgiu, întreabă dacă mai sunt români în afară de voi acolo în tribună. Da, n-au fost anunțați o comunitate de români să fie, de exemplu, o peluză sau... Nu, pur și simplu românii... separat. Am cumpărat bilet, am întâlnit în momentul în care am ajuns la stadion, am întâlnit un puști de 19 ani care era din Bacău, parcă să mai țin minte, că am vorbit cu mai mulți și ne-a spus că dacă le putem oferi un bilet și le-am spus nu putem pentru că și noi la noi ne-am cumpărat acest bilet. Și am intrat în stadion și le-am spus data viitoare, dacă Dumnezeu să ne calificăm, anunțați din timp, vorbim cu clubul. Chestia e că n-a fost făcut niciun tampon, cușca este goală, noi suntem undeva în tribună, avem culoare, avem seguri, avem, sperăm să ne auzim, o portavoce care să urlăm în ea să ne audă și sperăm să rămână așa stadionul ca să avem un avantaj. Să fie hai că te liniștesc eu puțin acum, știi ce forțe de ordine au dislocat, ca să spun așa, au pregătit olandezii. 6 polițiști. Da, și noi la meciurile importante sunt de la 250 în sus. Spre surprinderea noastră și noi am fost preluați de două echipaje de poliție, două motorete și am fost transportați, am primit un bilet de parcare, am fost mașina este asigurată, este totul ok, a fost o organizare foarte bună. Sperăm și meciul să fie foarte bun pentru noi sau pentru ei cu 4-3. Alin, spune-mi, te rog frumos, în finalul transmisiei noastre, te-ai mai desumflat, v-ați mai desumflat așa puțin, v-a mai pierit curajul după ce ați văzut ce se întâmplă acolo? Nu, din contră, ne dă putere și sperăm să v-am spus, nu, mă repet, să câștigăm și noi să ne auzim și cum, deci în momentul de față sunt chiar în stadionul undeva în tribună și mă uit, cred că sunt maxim 100 de persoane în tot stadionul. Sunt mai mult stuar decât suporte. Da. Invitații mei sunt nerăbdători aici să continuăm discuția noastră, da, mai ales domnul Narcis Coman. Eu aș dori ca deci, să fac apel la giurgiuvenii care se uită în momentul ăsta, că Bonescu este în direct emisiune și cu de fapt este în direct, și da, să ne urmărească și să fie alături de noi și să ne calificăm împreună pentru Giurgiu, că altfel nu putem să ne auzim de orașul. Așteptăm să mai combatem puțin aici despre acest important meci și trebuie să plecăm cu toții să vedem meciul pe undeva categoric la un televizor. Alin, mulțumesc mult! Înțeles. Bun, atunci să... Alo? Da, te auzim. Da, bun, să ne bucurăm de calificare împreună dumneavoastră de acolo, noi de aici și când ajungem noi în Giurgiu să petrecem și să urmărim tragedia la sorți împreună. Așa să fie, forța Astra! Numai bine. Forța Astra, sănătate. Mulțumesc pentru intervenție. Domnul Coman, sunteți nerăbdători să mai discutăm. Haideți să continuăm. Ne-am propus pe la și jumătate așa să încheiem emisiunea. Nu de alta să vedem care încotro, pe unde vedem meciul în seara asta, că lucrurile sunt cam încurcate cu transmisia. Ăsta este nenorocul nostru. Una peste alta, două meciuri la aceeași oră și Astra. Ce și ăsta e... Ăsta suscită interes, gelul. Celălalt ce? La ce să te uiți? Adică nu mă uit eu că sunt felist. Dar ce dracu, Doamne, ar trebui? 6-0, cum așa? Da, bine. Păi nici în 2000 de ani la Belgrad nu luăm vreun gol. Am luat 4. Am mai zis el. Haideți să-l ascultăm pe Șumudică cu păreri despre partida asta de la ultima conferință de presă și continuăm discuțiile aici. Deci primul video cu Șumudică, vă rog. O săptămână importantă, o săptămână care ar trebui să se sfârșească, să zic, cu o calificare, fiindcă e păcat de tot ceea ce am realizat până acum. Suntem pe un trend ascendent, dar fiecare meci are istoricul lui și știți foarte bine că se poate întâmpla orice. Sper din suflet ca Dumnezeu să fie cu noi,
Dumnezeu să fie cu o echipă care să fiți mulțumiți și dumneavoastră și toți suporterii acestui fenomen care este fotbalul, să aibă ce vedea până în primăvară, adică o echipă în grupe, fiindcă cu toată stima pentru celălalt club, consider că este destul de greu să întoarcă acel rezultat. Și atunci, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al spectacolului care l-am putea oferi, în continuare, cred că foarte multă lume își dorește ca Astra Giurgiu să meargă mai departe. Sigur, și noi ne dorim ca Astra Giurgiu să meargă mai departe. 20-25 de minute din emisiunea noastră. Reamintesc telespectatorilor noștri că suntem în direct alături de Narcis Coman, Virgil Mocanu și Petrica Radu. Foarte bine, să discutăm puțin despre lotul pe care clubul Astra l-a deplasat în Olanda. 17 jucători de câmp, au spus și 3 portari. Categoric mari absenți sunt Seto Takayuki, de la care a luat la revedere, da? E istorie. Teixeira, care se operează de rupere de ligamente în Portugalia și va fi recuperat cam în 2 luni. Și Boldrin, care s-a accidentat. Antrenorul Șumudică spunea că n-a fost. Ați văzut că 2 jucători de-ai noștri s-au lovit între ei. Boldrin, nu mai știu cine, cu Enache. Enache cu Boldrin. Șumudică spunea în conferința de presă că un olandez l-a împins pe efectiv, pe Enache în Boldrin, că nu era chiar atât de... de neatenție. Era și faza s-a succedat cu mare viteză, dar a fost și împins. Se întâmplă și chestii de-astea. Se mai întâmplă, da. Asta e o problemă. Lotul nostru cam subțire, oricum. Numeric. Da. De la începutul sezonului am calitativ. Fost subțire, știi? Calitativ. Din punctul meu de vedere, Astra este numărul 1 în România, indiscutabil calitativ. Știi? E adevărat, nu e foarte flatant în condițiile în care, dacă suntem sinceri, campionatul românesc e în scădere de câțiva ani buni. Dar una peste alta... avem fotbaliști, mă. O să joace cu Geraldo și Găman, nu, central, da. Silvică lungă în poartă, Moraes stânga, dreapta, Cheiros. Nu știu, probabil. Portughezul. Băia 3 în față, cu Enache pe lângă el și probabil Lovin, cine a mai rămas ăștia pe la mijloc, nu știu. Nu cred că s-a bate pe deci nu e Boldrin, nu e Teixeira. Cred că Dandea o să... Știi, eu pe ăsta nu-l știu, e venit de la Chiajna, de unde l-a adus? E al lui, al lui Șumudică? Eu nu-l știam pe l-a adus. Și Mudica l-a adus, da. Acum a dat gol, cred că e primul gol. Nu, e al doilea gol. A mai dat un gol la Craiova. Tot așa a intrat și a dat gol. Și adică nu... Da, și Mudica spunea că e inspirat. Nu spunea chestia asta direct, dar făcea așa o trecere în revistă a unor statistici și spunea că la Chiajna, 44% din cei care intrau în teren pe parcursul partidei au marcat. Da, deci destul de inspirat, zice. L-a spus-o indirect, nu ca să se laude. Așa s-a întâmplat și cu Iașu, când a jucat, odată domnul Coman, am jucat cu rezerva de portar. Cum vi s-a părut? Păi Gabriela și este un portar, e un portar bun, este de la Pădă, să știți. Băiatul nostru de la Dunăre, de la Dunăre, da. Ce meciuri făcea Gabriela? Da, el a stat rezervă foarte mult la noi atunci, Gabriela, pentru că așa era conjunctura să apere altcineva și... Altul gol până la urmă, Gavrilaș cu Iașu, dar mă rog, da, a scos și acolo greșeala, da, a fundașului stânga, a pasat greșit, mă rog, ne-au surprins. Gavrilaș de câte ori a intrat și a făcut datorii acolo, l-a înlocuit pe Silvică lung destul de bine. Da, și alte rezerve au intrat și s-au descurcat. Și Ioniță. Da, și Ioniță, și Ioniță, da. A jucat foarte bine. Da. Nu o să jucăm acum cu rezervele categoric, sper să n-ajungem să schimbăm. Eu nu sunt foarte optimist în seara asta, pe cuvânt. Noi data trecută când ne-am întâlnit, eu când am fost aici la tine, am făcut emisiunea live, prima repriză de la Zagreb și a ieșit de rău. A fost groasnic. Acum nu mai avem treabă cu meciul. Știi, plecăm. Urmăream atunci aici, că n-aveam voie decât 3 minute să și 1-0 pentru aia, 2-0. a fost trist. Nu se mai întâmplă în seara asta. Nu se mai întâmplă. Am hotărât. Bun, mai e ceva de spus despre lot? Lotul e omogen. Așa cum este el. Problema care e? Mie unde mi-e frică cel mai mult la Geraldo acolo, că este un jucător lent. Foarte lent. Bine, și vârsta care e. Plasamentul, că spune tot, s-ar avea un plasament bun. Pentru mine nu mi se pare un plasament bun. Deci, cam asta mi-e.
Bine, fundașii centrali în general sunt lenți. Nu toți. Noi la Națională pe cine avem acum? Chiriche și Gardoș. Unul mai rapid decât celălalt. Domnul Coman face referire probabil și la fostul fundaș, la Ben Youssef, care era fundaș. Ce să mai gândi? Ben Youssef juca... Dar ăsta unde s-a transferat până la urmă? La Caen, în Franța, în prima ligă. Deci ce să vorbim? Apropo de transferuri, o să vorbim și despre Budescu la Națională. Ce să mai târziu. 2 milioane de euro ofertă pentru Budescu de la o echipă din vest. Nu s-a concretizat, dar sunt în tratative. Ce nu înseamnă să-l pierdem pe Budescu, domnul Coman? Mare pierdere, dar trebuie să găsească înlocuitor. Fiecare trebuie să plece mai departe, mai sus, la o echipă mai bună, să-și facă o situație bună. El și-a lăsat amprenta destul de bine aici, la echipa din Giurgiu. Da. Noi sperăm să-l mai vedem jucând pentru ăsta. Eu sper să-l văd la o echipă mare să ducă, dar trebuie să alerge și el. Cred că e important și ce se întâmplă zilele astea. Sigur, sigur. Da. Știți ce s-a întâmplat astăzi? Că a ieșit șeful. Nu? E pe cale să iasă după 10 luni. Și 4 cărți scrise. Dacă patronul iese eliberat, să nu te trezești că îi vinde pe toți. Sau nu mai vinde pe nimeni. Întrebare puternică într-o conferință de presă, vine o doamnă de la, nu spun de unde, eu am înțeles-o, ca reporter trebuie să înțeleg, ca să stârnească cumva un răspuns, zice, șeful va ieși și a scris două cărți, știți cumva ce cărți a scris? Și Șumudică îi zice, padă dragă, nu știu ce cărți a scris, dar eu zic, știu ce cărți a scris. Ce cărți, ce cărți? Asta Giurgiu, cea mai bună echipă, prima și Steaua, cea mai bună. s-au distrat, da. Patru cărți, nu, două. Două cărți a spus. Bun, haideți să discutăm puțin despre arbitraj. Robert Schorkenhofer, 41 de ani, va fi arbitru întâlnirii dintre azi și Astra. Un arbitru care nu-i convine lui Șumudică, dați-mi voie să vă spun ce a declarat chiar astăzi. Dar lui Șumudică a răbufnit după o hotărâre luată de UEFA, tehnicianul Astrei este nemulțumit că mașa retura întâlnirii dintre azi Almar și Astra din play-off-ul Europa League va fi arbitrată de un arbitru austriac. Șumudică susține că acesta nu va fi imparțial. Din cauza războiului pe care România și Austria îl poartă în clasamentul cu eficienților UEFA, războiul cu ghilimele, mă înțeles. Spune Șumudică, este incredibil cum UEFA a putut lua asemenea decizie, ne-a trimis o brigadă din Austria în condițiile în care România se luptă cu Austria în clasamentul coeficienților. Cum comentați chestiunea asta? Ceva adevăr există, să știți. Este vorba despre acel loc 12 care asigură prezența a două echipe, una în direct în grupele Champions League, cealaltă în preliminarii și trei echipe în grupele Europa League. Pe acel loc 12 se bat la ora asta cu șanse reale trei țări, să spunem, Austria, Cehia și România. Șansele cele mai mari, având în vedere că la austrieci au ieșit, Red Bull Salzburg au pierdut în Champions League, i-a scos Malmö a scos prietenii noștri, i-a scos echipa din Israel pe Red Bull Salzburg și atunci nu prea mai pot să-și facă punctele și s-ar putea să fie ceva adevărat aici, dar noi suntem încrezători că nu o să întâmple așa ceva. Eu nu cred treaba asta. Austria va face datoria și o va face cinstit, pentru că nu-i convine să facă o anumită prostie și să fie suspendat, să nu mai iasă în să arbitreze. Nu, noi suntem și cu teoria conspirației. Noi români. Asta e un fel de, cum să vă spun eu, n-aș vrea să jignesc. S-ar ascunde după acest arbitraj. Dacă e asta e într-adevăr cu tună românească. O plasă de protecție. Antrenorul român, neapărat și Șumudică, vine și creează un alibi. Bă, dacă e să pierd, să uite, bă, Austria, gola ce ne-a făcut. Ăștia nu e vorba doar de Șumudică, aici toți sunt. De la Mircea Lucescu începând. La Mircică, care n-a pierdut în viața lui un meci. Dar trebuie să fim foarte atenți dacă austriacul va greși, dar eu nu cred să greșească austriacul. Încă o dată vă spun, nu cred că austriacul va face greșeală. Pare verosimil, pare plauzibil, știi?
O greșeală omenească care se poate mic adevăr e. Dar... Bine, dacă vrea să te ciupesc, atâta. O gre... o, ți-a dat, eu am pus-o la bață, că a terminat. Știe foarte bine ce înseamnă să te ciupească. Că nu trebuie să te dar rupă în două. El când să ciupească, păi dacă e, dar în... Apropo nu de ciupeală, în meciul de acasă, Astra, FCSB... Eh? Să mai să mai și am văzut cu 2-0. Zicea președinte la greseală, domne, am întrebat ce m-a plăcut meciul și pe cum să nu-mi placă, am dat 3 goluri, dar am căpătat cu 2-0. Cum a fost, domnul Coman? Asemenea arbitraj n-am văzut nici când jucam între noi amicale să poate intenționat antrenorul să repete faza. Dar 3 goluri valabile să le dai și să le... E ceva strigător la cer. Eu pot să-l lași băgat. Să ducă după, să arunce după balcon în continuare. Trei goluri valabile. Trei valabile goluri când ne-am uitat noi la televizor. Dar în dinamica jocului, în mișcarea jocului, fiecare gol avea discuțiile lui. Putea fi dat sau... Adică nu a fost golul, să zic, a fost gol dat din lovitură și... Sigur, sigur, la toate se putea. Ideea e că al doilea poți să-l dai. Deci la primul se poate da ușor faul la pap, la al treia poți pur și simplu să nu-l vezi. Dar dă-l dracu, doamne, ăla nu e offside niciodată acolo. Da. E unul ăsta la pază, nici nu cred că se întâmplă ce. Probabil că se întâmplă 1-1. Nu se întâmplă pe nimeni, dar așa s-a creat o precedent. Nu poți să-i dai faul la pap, pentru că la gata să-i da supra, da cu capul și forma. Bine pentru noi, Giurgiuveni a fost în regulă. I-a mai terminat să spun FCSB-ul. Era foarte supărat pe fiecare gol și în două secunde m-am liniștit. Nu, dar e bine că i-a bătut, e bine. Așa le trebuie. Să-ți recunoască și că păi ce până la urmă a fost un meci și pentru începutul campionatului nu contează în modul. Nu s-a întâmplat nimic. Știi, nu i-a fost meci vorba lui Șumodică. Nu a fost meci. V-am bătut, v-am băgat titlul în buzunar, că v-am bătut Târgu Mureș, știi? Nu, eu am taci, dracu, doamne, iartă-mă, știi? Returul din Cupa Ligii din sezonul trecut cu Steaua la Giurgiu. Da. Când noi am bătut cu 2-0 și am avut gol valabil. Și s-a anulat golul, așa este. Gol valabil, aveam 3-0 și ne puteam intra în prelungiri. Și arbitrajul atunci a fost Tudor. Și Tudor a făcut meciul la praf. Și meciul tur din Cupa Ligii la Steaua, iar arbitrat de Tudor, cu două goluri date de Steaua din faze de tot râsul. Așa este. Bă, deci așa a fost să întorc fazele astea. Adică odată... Da, se compensează. Se compensează una cu alta. Astea au fost foarte vizibil și da, a fost fără precedent. Știți de ce au fost vizibile? Pentru că a fost făcut să fie vizibile. Tot ce s-a întâmplat în mass media centrală, tot ce s-a întâmplat pe posturile... Deci așa au fost prezentate. Ca și cum a fost un atac aerian. Ba, de mine, a greșit Colțescu să... ducă să mai arunce pe bloc ce vrea să facă. Chiar nu ne interesează de... Nu, ce-a frapat a fost faptul că ăsta e recunoscut ca stelist. Deci Colțescu e stelist. Dar eu când am auzit că ne arbitrează... Asta e culmea! Băi, nebunii, te-ai luat o razna ce ești, bă! Da, uitați că... O fi încurcată de echipele. Ce probabil. Vedeți prostia care a făcut-o că l-a scos din... Da, din lotul web. Dar nu e un lucru rău. Noi n-avem, sigur că, dar noi n-avem părere bună despre Colțescu. Da. Nu de la meciul ăsta. Nici nu știu de cine avem părere bună, nu știu. Bun, hai să discutăm puțin despre Buldescu. A marcat două goluri în ultima etapă și conduce în clasamentul principalilor marcatori din campionatul național, din Liga 1. 9 goluri și 5 pase în toate competițiile. Ce să mai poate spune? Una peste alta au venit la Giurgiu selecționerul principal, adjunții. Budescu încă nu este convocat la națională și nu se știe. Unul dintre adjunți, care a fost antrenorul nostru, Isailă, spunea că contează foarte mult ce face Budescu meciul din seara asta și duminică cu Petrol. O greșeală, după părerea mea, a pus presiune pe el inutil. Nu cred că se stresează de cine, Budescu? Nu. N-are niciun foc. N-are nici... Deci l-a luat, deci adică și-a permis să ironizeze asta, pe Iordănescu, spunând că... Ia uite, domnule, îmi pare rău că m-a scos Șumudică de numai... Am putut să fac parametri. Am putut să fac parametri, da. Ia să vedem ce spune Șumudică despre Budescu în ultima conferință de presă. Nu vreau să par un tip care aș căuta un conflict cu cineva, nu? Eu respect pe domnul Iordănescu, am spus, are mult mai multă experiență decât mine, el își face, să zic așa, curățenie, știe foarte bine în căsuța lui acolo, el știe, are filozofia dânsului, nu știu cum vrea să pregătească jocurile, ați văzut și dumneavoastră ce înseamnă Budescu. Poate să alerge și 500 de metri în tot meciul, că
se face diferența. A dat două goluri, a apărut la finalizare, glumea pe acolo, se juca. Deci ceva extraordinar. Pasă de gol la Florea, ce să facă mai mult dat? E golgheterul României. Nu știu dacă ar mai trebui ceva în plus să facă Budescu să fie selecționat. Dar încă o dată spun, dânsul știe cel mai bine, eu doar fac să-l antrenez și să-l pun în slujba echipei naționale dacă va fi convocat, atâta tot. Păi din media, eu am citit și eu pe toate site-urile și am văzut că asta s-a scris. Mai departe, nu știu, poate nu fi adevărat, poate se inflamează spiritele și nu... N-a fost declarația dânsului, eu nu știu, nu. Am fost întrebat de presă și am răspuns că un jucător precum Budescu nu are cum să nu fie la echipa națională. N-are cum, trebuie să fie răutate. Fiindcă Budescu, încă o dată spun, dacă acest jucător sau 4-5 jucători de-ai mei în momentul de față erau la Steaua, erau chemați fără li se dădea telegramele de 2 săptămâni în urmă. Să nu-și facă program, să nu-și pună vreun botez. Sau... Budescu are botezul, trebuie să are un copilaș mic. Și dădea de vreo 2 săptămâni, cred că, telegrama. N-ați văzut că oamenii suferă pentru echipa cealaltă, stau cu mâinile așa, în loje. Asta e. Astea sunt vremurile care le trăim. Noi încercăm și noi să pătrundem acolo. E adevărat că Alibec fumează, că dăunează portului activitatea asta? Deci Alibec poate să fumeze 5 pachete de țigări pe zi, nu mă interesează. Dacă intră, eu îl am la antrenament, îl pregătesc, nu-mi vine beat, nu-mi vine... Nu l-am prins cu femei în cantonament, că fumează... Păi să vă spun ceva? Hai să vă spun acum în premieră, ca să știți. Eu am fumat de la 19 ani până la 33, când m-am lăsat. Și când m-am lăsat, nu mai fumez. Cât am jucat fotbal, am fumat. Era plăcerea vieții mele. După anumite momente, să bag țigarea în gură. Cred că le știți fumătorii care sunt momentele alea. După anumite momente, când mănânci, când mai faci alte... Na, băgai țigarea în gură imediat. E... Așa am fost și eu, așa e și el, ce să-i fac acum? Pot să-l pun să-l mai fumeze, ce să-i tai degetele să... Îl mai controlez așa, să n-aibă nicotină, să nu fie galben foarte mult, dar în rest n-am. Da, îi controlează și mădică vă toți. Dacă era Budescu la Steaua, îl convoca, Iordănescu, ce ziceți? Categoric. Dar de unde... Mă știi ce să-l dăm? Acum dacă e să-l chem așa doar pe el... Și îl lași să joace cu ceilalți, probabil că nu se vadă. Deci ce dacă o să fie doar cu Balde, Pintili și cu toți turbații care n-au făcut 3 pasă la ăla, probabil că se pierde. Deci trebuie să chem și un Enache, trebuie să chem și un Alibec, să, adică... Da, să simt foarte bine la actualul jucătorii voastre, cel puțin în atac, deci să simt. Să, nu mai să înțeleg bine. Înțeleg bine. Aici, da. Adică vină cu, nu știu, vină cu 3-4 ei și ok, portarul e... Tătărușanu, nu contează. Da, da, da. Fundașii centrali probabil o să fie ăștia care au fost la Steaua, că de ăla e la Southampton, ăsta e la Fiorentina, bănuiesc că o să joace cu ei, deși Gardoș n-a jucat. Chirichiș văd că joacă la Napoli. Da, da. Pe stânga ăsta ar fi extraordinar Moraes, dar nu e român. Pe stânga n-avem nimic, mă, da, nimic. Deci Răzvan Rața are 180 de ani și după el n-avem nimic. Fundaj, pe dreapta, credeam că e Paulică ăsta, săracul, după ce s-a întâmplat, nu mai e, nu mai are rost să-l chem. Mățel nu joacă. Mățel nu l-am văzut, el la Zagreb nu joacă acolo. Nu joacă. Chiar așa ce s-a întâmplat cu Mățel, că o pățise la Astra, să spăra să Nicolae. E la Zagreb, doar acum în meciul... S-a jucat parcuri multă vreme, bun jucător. Rezerv. Bun jucător. Nu prinde, nu prea prinde lotul ăla. Cred că un 300.000 de euro pe an tot îi ia. Ia mai mult. Da, asta prinde. Joacă, mai mult, ia mai mult, are okay, undeva la 600. Nu da, bă, ideea e că noi nu mai avem fotbaliști la echipa națională. Ăștia de la Steaua sunt rupți, ieșiți din formă tot. Chipciu e pericol național, deci Dumnezeule nu mai poate să preia o minge. Și în poliție ne-a dat un chem pe ăștia. În alea 6, câte de Chipciu? Da, 3. Problema cu Budescu, știi ce se întâmplă? Eu îl cunosc foarte bine pe Puiu Iordănescu, am jucat 5 ani cu el la Steaua, am jucat în echipele naționale, e un tip foarte încăpățânat. Și am auzit. În momentul când ai spus dificil. Virgil, Coman, nu jocă niciodată. Bă, ia-l mă pe ăla. E, ai făcut cea mai mare prostie. E orgolios? Niciodată nu, nu-l cheam. Dar de data asta s-ar putea să-l cheme totuși, că l-am văzut, a urmărit. Păi, cam toată jocul. Presa e în cap. Și tocmai de-aia, dacă tot îi spune ia, duceți-vă mă că nu-l mai au, gata. Să-l ce să-mi fac? Pentru că el are rezultate. Nu poți să-i dai urci în capul lui Iordănescu. N-ai cum.
Da. Care e rezultat? Da, dar n-ai el, Nenarcise, dom'le, n-avem pe cine să chemăm. Deci Bogdan Stancu e accidentat. Marica n-a jucat de un an de zile. N-a făcut niciun efort să aducă pe băiatul ăla. Mă referam la vârfuri de atac. La vârf de atac. Unde vedeți Marica accidentat, n-a jucat și l-a chemat la lot. De ce? Ca să fie băgat în seamă... Ca să-și găsească echipă. Să fie atmosfera lotului. Ce să fac? Bun, noi în Ungaria trebuie să jucăm, una peste alta, în Ungaria trebuie să jucăm cu atac cu astfel. Pe cuvânt. Deci dacă nu ne ducem cu ăștia doi, da, înseamnă că suntem masochii sau nu știu. Da. Ne place să ne chinuim. Nu, și Alibec și Cheșeru. Cheșeru a jucat primele două meciuri, a dat gol la Ludogoreț. Ah, ok. Da. El să ia că Budescu nu aleargă Puiu Ordănescu, că nu aleargă, într-adevăr. Dar Puiu trebuie să vadă că el cum... El este util acolo unde trebuie. Adică ai o lovitură, lasă-l să bată și să-i dea gol. Cât alergă pe Gigi Tătaru? Sau Gicu Dobrin? Alergau doar pe pământul. Erau fotbaliști. Stați puțin că alergă. Alergă Tătaru, nu mai spuneți mie că n-a alergat. Am jucat cu Tătaru la Târgoviște. Păi de-aia te întreb. Și juca mijlocaș, vă dau cuvântul meu de onoare și avea și burtă și a alergat din 16. Poate să poate alerga și cu un pic de burtică, nu? Din 16 alerga ca un nebun. Dobrin. Păi Dobrin alerga tot. Alerga, vă spun sincer. Eu l-am prins de atâția ani de zile în pregătire. El pregătirea de iarnă n-a păcălit-o niciodată. Știți cât alerga? Nu era primul, că n-avea cum să fie primul. Păi n-avea cum, că era dar el își termina alergarea. Totdeauna a spus, pregătirea de iarnă e cea mai bună. Și Dobrin, cum nu se vede? Se vedea peste tot Dobrin. Cum se vede și Budescu, care nu e neapărat vârf de atac. Deci nu e un număr nou clasic. Și totuși Budescu, dacă ați observat, că alergă, are anumite sprinturi care le face unde nici nu te aștept. Domnilor, dumneavoastră mi-a solicitat să terminăm emisiunea mai devreme până la și jumate, așa ca să ajungem. Să-i spuneți lunea cu Iordănescu. Păi dacă îi spui, nu mai primește deloc. I-a spus presa. Haideți să terminăm frumoasa emisiune, da? Care va purta noroc Astrei, desigur, cu un pronostic. Să mergem la meci, că nu se poate altfel. Domnul Coman, ce facem în seara asta? Ia spuneți dumneavoastră, cum vedeți? Depinde și de norocul echipei, că m-a spus. Dacă aleargă atât cât trebuie să depășesc. Și cum trebuie, bineînțeles. Și atunci nu-i vreo lovitură, două libere. Ne califică. Eu sper să terminăm cu un meci nou. Ne surprind Gil Bocanu, ne surprind olandezii pe contraatac, sunt mai tineri, sunt viguroși. Păi deci să ne surprindă pe contraatac, că noi trebuie să-i surprindem pe contraatac. Pentru că eu văd un egal cu goluri, știi? Un 2-2 e mare cerere. E de infarct 2-2, îți dai seama? Păi și în meciul tur, pipala cu zbârnit, știi, nu? Cred că va fi un meci frumos și sunt convins că ne calificăm. Astra, Giul, cine va fi singur? Ia să vedem, ce părere aveți? Asta nu mai știu. Credeți că marcăm noi primii? No, deci Astra nu începe să joace până nu ia un gol două. Deci să nu se întâmple așa. Să marcheze Alkmaar și noi să egalăm. Da. Tu ce zici pe tine? Eu am un film pozitiv. Eu îmi doresc în primul calificare. Cum o fie? Cum o fi să califice și să dea gol Astra. Să dea gol Astra. Pe timpul transmisiei în direct din Olanda s-a întâmplat o chestiune, o inadvertență tehnică. Colegii mei au pus o fotografie, rog să-i pun acum o fotografie. Nu era Alin Dupir acolo. Haideți cu fotografia de la Cascada Niagara. Colegul nostru Alex Iordănescu, care a purtat fularul asta prin cele mai frumoase locuri din America. Îi mulțumim pe... Colegul nostru Alex Iordănescu este în America acum la cursuri. El era redactorul nostru sportiv. O să întoarcă în iarnă. Astra Giurgiu la Cascada Niagara cu Alex Iordănescu, pe care îl salutăm. Sunt sigur că o să uite pe internet și o să vadă emisiunea noastră. Încheiem aici, domnilor, să mergem să vedem meciul, da? De regulă. Forța Astra, mulțumesc lui Răzvan Stancu și lui Ionel Bobac la camere. Ionel Taifas și Sorin Mihalcea ne-au ajutat din regie. La fel de bine la montaj, colegii noștri Mirel și Decebal și lor le mulțumesc. Ce să vă spun, Sângelul Grabenel, mulțumesc invitațiilor mei, ne revenim cu siguranță joia viitoare, bucuroși că Astra s-a calificat în grupele Europa League. Forța Astra! Așa să fim, da, domnule!